Investițiile și hărnicia salvează satul Botoșenan, iar cel mai bun exemplu în acest sens este Joldeștiul din comuna Vorona. Pe de o parte, gospodarii care au rămas să muncească în satul natal, iar de cealaltă parte, investitorii locali au făcut ca această zonă rurală să sfideze natalitatea în scădere care marchează județul Botoșani. Tot mai multe cătune sunt aproape pe cale de dispariție. Există însă și un antidot, probat de comunitatea din Joldești, comuna Vorona. Localnicii, chiar și cei care au muncit în străinătate, au preferat să se întoarcă în sat la ocupațiile tradiționale ca mici fermieri în special. În plus, un antreprenor din sat reușește să dea de muncă la zeci de săteni. În paralel, autoritățile locale au investit în infrastructură, de la școală reabilitată și până la drumuri asfaltate. În acest context, numărul copiilor a crescut. Cei care lucrează sunt toți tineri, au familii și au format gospodării frumoase și fiind tineri, sigur că au copii acum la vârsta aceasta. Și atunci natalitatea satului se menține mult peste media din celelalte sate, mențin numărul de elevi la școală și dau culoare vieții și dau viață și fac ca viața ca în sat să existe dinamism. Impresia de viață adevărată, așa cum era în satele noastre. Iar eu am fost întotdeauna de părere că investițiile în rural contează foarte, foarte mult pentru viitorul comunităților locale. Eu, sincer, vă spun, de acolo se formează caracterul, se formează oameni. Sătenii spun că și păstrarea obiceiurilor tradiționale, dar și atașamentul față de lumea rurală, le salvează satul de la dispariție. Sunt copii, chiar și școala e foarte plină, mai sunt de la satul Mândărăș, mai de la satul învecinat de la Icușeni Vale, dar totuși față de alte sate, sunt copii mult ușor aici. Sunt tineri, sunt de viitor, s-au făcut gospodării. Joldeștiul este unul dintre cele mai frumoase sate din județ, locul în care s-a născut Raluca Iurașcu, mama poetului Mihai Eminescu.